Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Astăzi, la școala de televiziune Dicție.ro, vă povestim despre un eveniment astronomic. Mai e puțin și sărbătorim Ziua Internațională a Fericirii și nu întâmplător este stabilită pe 20 martie. Atunci are loc și echinocțiul de primăvară. Este acel moment când planeta noastră se află într-un loc perfect de pe orbita sa, astfel încât razele soarelui să ajungă în ambele emisfere, iar ziua să fie egală cu noaptea. De asta se numește echinocțiu, pentru că planeta noastră începe să primească mai multă lumină și căldură. Întreaga natură se trezește la viață, iar asta ne face și pe noi mai fericiți. Acesta este echinocțiul de primăvară și mai avem unul și toamna, dar ăla este mai trist, pentru că marchează începutul sezonului rece. Între cele două echinocții avem și două solstiții, unul vara, când avem cea mai lungă zi din an, și unul iarna, când avem cea mai lungă noapte din an. Pentru cele mai multe popoare, inclusiv noi, aceste momente sunt importante și ne reglăm ceasul după ele. Așa că, după echinocțiul de primăvară, în ultima zi de duminică din luna martie, dăm ora înainte ca să ne bucurăm mai mult de lumina soarelui. După cel de toamnă, când ziua începe să scadă, dăm ora înapoi din același motiv, ca să fim mai fericiți. Lumina soarelui ajută la fixarea vitaminei D, fără de care am fi mereu triști. Atât pentru azi. Eu sunt Larisa, numai bine, pe curând!